Biserica noastră a sărbătorit astăzi Marele Praznic al Botezului Domnului. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În continuare, în fața reședinței patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit slujba Sfințirii Marea Apei și a binecuvântat pe credincioșii prezenți. În această dimineață, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie din ziua praznicului Botezului Domnului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul. După rugăciunea învonului, ierarhul și clericii catedralei au mers în fața reședinței patriarhale, unde au fost întâmpinați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, întâi stătătorul bisericii noastre a săvârșit slujba Sfințirii Mari a Apei. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vină și acum prin pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a vorbit credincioșilor despre marea sărbătoare de astăzi și a explicat celelalte două denumiri ale praznicului Botezului Domnului, și anume Epifanie și Teofanie. Această sărbătoare este numită și Epifanie sau Teofanie, iar în cărțile noastre de slujbă este numită Sfânta și Dumnezeiasca Arătare a Domnului nostru Iisus Hristos la Iordan. Deci Epifania era momentul în care o personalitate deosebită, în general regii și împărații, se arăta un popor. De data aceasta, cel care se arată poporului la Iordan și este prezentat, mărturisit de către Sfântul Ioan Botezătorul, este însuși împăratul cerurilor, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor s-a făcut om și a venit să ne elibereze de păcat și de moarte și prin înviere să ne dăruiască viață veșnică. Această sărbătoare este numită și Teofanie, adică arătarea lui Dumnezeu. De aceea, antroparul, sărbătorii de astăzi, se spune că pe când Mântuitorul s-a botezat în Iordan, s-a arătat Sfânta Treime, adică s-a auzit glasul Tatălui, s-a văzut Fiul care s-a făcut om ieșind din apele Iordanului, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, a planat, a stat deasupra capului Mântuitorului Iisus Hristos, înconjurându-l, arătându-l, ca și cum l-ar fi arătat cineva cu mâna, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Preafericirea sa a afirmat că botezul în numele Sfintei Treimi ne face fi ai lui Dumnezeu după har. Botezul Mântuitorului Iisus Hristos, urmat imediat de arătarea Sfintei Treimi, este temelia botezului creștin. Și anume, botezul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl poruncește ucenicilor săi zicând, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și poruncindu-le să păzească toate câte v-am învățat eu, adică să păzească poruncile Mântuitorul. Cu alte cuvinte, vedem că numai botezul cu Duh Sfânt aduce iertarea păcatelor, ne dăruiește în plus înfierea, pentru că prin Duhul Sfânt vine în sufletul nostru Duhul înfierii și ne face fii și fiice ale lui Dumnezeu după har. Și ne mai dăruiește botezul în numele Sfintei Treimi, în apă și în Duh, începutul învierii noastre de moartea păcatului și începutul vieții sfinte. De aceea, noi în aceste două zile, ajunul botezului și botezul Domnului, prăznuim
două evenimente mari. În primul rând prăznuim amintirea botezului Domnului în apele Iordanului. Și al doilea este propriul nostru botez. De aceea ne reamintește Sfântul Apostol Pavel că noi care ne-am botezat în Hristos, ne-am și îmbrăcat în Hristos. Adică suntem înveșmântați în lumina Harului adus de Hristos, în lumina Sfințeniei, în lumina iubirii Preasfintei Trăiri. Suntem înveșmântați în Harul iubirii Preasfintei Trăiri, care nu se vede cu ochiul liber, dar se vede duhovnicește. De aceea, la botez, se cântă haine luminoase de mie, Stătătorule de lumină. Întâi Stătătorul Bisericii noastre a vorbit și despre folosul aghiasmei mari. Această aghiasmă mare are trei mari lucrări binefăcătoare pentru noi. Și anume, ea este mai întâi curățitoare de păcate, sufletești și trupești. Este sfințitoare de suflet și de trup, dar și sfințitoare a spațiului în care locuiește creștinul. Și în plus, această aghiaspă mare este eliberatoare de patimi rele, de duhuri rele și de situații grele. Ea se ia și atunci când oamenii sunt încercați cu o boală grea, cu binecuvântarea duhovnicului, sau atunci când nu se pot împărtăși, dar li se dăruiește această mângâiere de a primi aghiasma mare. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel le-a spus credincioșilor că aghiasma mare are rol sfințitor, vindecător și eliberator și trebuie luată pe nemâncate. Aceasta poate fi consumată zilnic până în data de 14 ianuarie, în ziua odovaniei praznicului botezului Domnului. Anul acesta, la Catedrala Patriarhală, aghiasma mare a fost îmbuteliată în 10.000 de sticle de un litru, care au fost împărțite credincioșilor cu respectarea normelor sanitare în vigoare.